Noi, ca și baptiști, de-a lungul istoriei, credem faptul că Biblia ne învață că Dumnezeu a intenționat ca Biserica Universală și Invizibilă, adică trupul lui Hristos, poporul lui ales răscumpărat, să existe în mod vizibil doar ca adunări locale autonome și aceste adunări nu sunt guvernate de nicio structură, putere, organizație sau hierarhie externă, ci sunt adunări independente, autoguvernate prin membrii ei și în mod direct responsabilă față de Hristos, care este capul bisericii. Da? Deci, există doar biserici locale care sunt vizibile și ele, ca și biserici locale, răspund direct, fără vreo intermediere, față de Hristos și se guvernează după cuvântul lui Dumnezeu, prin călăuzirea Duhului Sfânt, sub autoritatea lui Hristos, în mod autonom, la nivelul local, fără nicio hierarhie deasupra. Noi asta credem ca și baptiști. Dacă ești baptist, trebuie să crezi asta sau trebuie să schimbi eticheta, da?